În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubite Doamne Dumnezeul nostru, aducem înaintea Ta inimile noastre pline de durere și rugăciune pentru toți cei care s-au depărtat de la dreapta credință și pentru cei care s-au îndepărtat de calea Ta dreaptă. Tu ești Dumnezeul milostiv și îndurător și ne apropiem de Tine cu umilință, cerându-Ți iertare și milă pentru cei care au păcătuit și s-au îndepărtat de Tine. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, Tu ai venit în lume să aduci mântuire și să chem pe cei păcătoși la pocăință. Te rugăm să întorci privirea Ta de milostivire către toți cei care au părăsit calea dreptății și adevărului. Deschide-le inimile și lumină-le mințile să vadă adevărul, să simtă dragostea Ta și să se întoarcă către Tine cu inimile lor smerite. Te rugăm, Doamne, să trimiți Duhul Sfânt să lucreze în inimile lor, să-i îndrume și să-i călăuzească către cunoașterea și primirea adevărului Tău. Fă ca orice obstacol care îi separă de Tine să fie înlăturat, iar lumina credinței să strălucească din nou în viețile lor. Îți încredințăm fiecare suflet rătăcit și îți cerem să aduci înapoi la turma Ta, adevărata biserică, și să-i faci parte a comuniunii credincioșilor Tăi. Doamne, înțelegem că adesea cei care se depărtează de credință o fac din cauza neînțelegerilor, încercărilor sau ispitelor lumii. Deschide ochii și urechile lor, să vadă și să audă adevărul Tău. Ridică-i din prăpastia păcatului și du-i pe calea pocăinței și a revenirii la Tine. Aducem înaintea Ta și pe cei care au fost răniți sau dezamăgiți de cei din biserică sau de cei care au vorbit în numele Tău. Te rugăm să vindeci aceste răni și să aduci împăcarea în inimile lor. Deschide-le înțelegerea asupra faptului că noi, oamenii, suntem slabi și păcătoși, dar că Tu ești iertător și plin de milostivire. Doamne, te rugăm să trimiți slujitori ai bisericii să aibă grijă de cei rătăciți și să le fie sprijin în revenirea la credință. Ridică preoți, duhovnici și misionari care să aibă darul de a ajunge la inimile celor plecați de la credință și să-i aducă înapoi în comuniunea Ta. Îți încredințăm și familiile acestora, care suferă văzându-și cei dragi departe de Tine. Dă-le putere să aștepte mila Ta și să nu-și piardă speranța pentru cei care s-au îndepărtat de credință. Înconjoară-i cu iubirea și susținerea credincioșilor și deschide oportunități de mărturisire și martiriu în viețile lor. Prea iubite Doamne, încredințăm în mâinile Tale această rugăciune și Îți aducem slavă pentru iubirea și mila Ta fără margini. Îți cerem să lucrezi în mod miraculos în inimile celor depărtați de credință și să-i aduci înapoi sub ascultarea Ta. Ne închinăm Ție, Împărat al împăraților, și ne încredem în planurile Tale de mântuire pentru fiecare suflet. Amin.